Bine v-am găsit, dragele mele. Știți cum e cu bucătăria? La un moment dat vine momentul în care trebuie să facem și ceva dulce, desert. Și nu e o problemă că acest desert l-am servit noi, ci mai ales că îl dăm copiilor noștri și când vine vorba despre copii, vrem deserturi sănătoase. Astăzi vă propunem 4 rețete de deserturi sau de delicatesuri sănătoase și dulci, preparate ușor, atât de ușor că și un copil poate să le facă. Apropo de copii, să știți că eu astăzi am o invitată, are 9 ani, iubește emisiunea Trăiește, gătește cu dragoste, abia aștept să văd cum a văzut emisiunea asta, ce produse îi plac, ce părere are. O cheamă Eliana. Bine ai venit, Eliana! Mulțumesc foarte mult! Ia uite, unde arahide? Da, exact, unde de arahide este prima noastră rețetă. Eliana! Bine te-am găsit! Bine ai venit, Eliana! Astăzi vom prezenta împreună emisiunea aceasta, dar te rog să-mi spui cum ai descoperit Trăiește, gătește cu dragoste. Păi, prima dată am vrut foarte mult să apar într-o emisiune de-asta mai adevărată, și să nu fie chiar făcută de mine personal. Adică tu faci emisiuni? Mă prefac acasă că fac niște emisiuni așa, o invit pe mama să vină ca un fel de invitat și îmi place foarte mult să fac emisiuni de astea așa, ca pentru copii. Adică ce gătești tu în bucătăria ta tip emisiune de acasă unde mami este invitată? Ca să-mi dau seama ce îți place să gătești. În ultima vreme am gătit, ca să spun așa, am făcut un lapte de soia, da? Așa, cu aranjamente specifice mie. Wow! Îmi place foarte mult să fac design, să migălesc mult la aranjamente. Trebuie să arate bine, trebuie să arate bine. Dar produsele sunt reale sau sunt tot așa pentru păpuși? Păi nu. Tu chiar gătești? Eu chiar gătesc, da. Tu chiar gătești. Doar așa, când nu e mami pe acasă, mai stau și singura acasă, când nu e mami, o mai joc prin bucătăria mea de plastic, dar nu prea am ce să fac, m-am cam plictisit de ea. Te-ai cam plictisit, ai trecut la cea reală, nu? Da. Ai trecut la bucătăria reală, am înțeles. Și îți plac rețetele noastre? Îmi plac foarte mult, mai ales astea mai dulci, așa. Mai dulci, uite, astăzi ne-am hotărât să facem rețete dulci. Și prima rețetă este untul de arahide. Nu știu cât este de dulce, că nu avem zahăr în el. Este cumva un mic dejun. Dulce este mărul, care va deveni ca bază, așa ca un sandwich de măr cu unt de arahide. Ce zici? Ne apucăm de treabă? Delicios! De-abia aștept să-l gust. Așadar, ce facem? Untul de arahide. Pentru untul de arahide avem nevoie, desigur, de niște ingrediente. În primul rând de arahide. Arahide, atenție însă, crude. Mai folosim ulei de măsline, sarea grunjoasă să fie. Ne folosim și de niște mere care vor fi suportul, da? Nu folosim pâine ca să dăm calorii multe produsului nostru și să ne creeze probleme, ci vom folosi feliuțe de măr pe care punem untul de arahide și mai facem ceva cu această scorțișoară, ne și imaginăm, făcând așa. Arată bine, haide la treabă! Așa. Până, așa, încă un pic. Ok, o jumătate linguriță de sare. Cred că e suficient. Bravo, super, bravo. Și 4 linguriță de ulei de măsline. Așa, vine aproape aici, să nu cadă, să nu curgă. Ok. Perfect. Bravo. Asta. Gata! S-a făcut repede. Vezi că s-a făcut și arată bine. Îți place? Hai să-l punem aici. Uite, în asta. Este un unt. Este o cremă, este un unt. Și decorăm. La partea cu decorațiuni te las pe tine, dragă Eliana. Pentru că știu că faci lucrul acesta acasă. Da, cred că ar fi nevoie. Ce părere ai? Mulțumesc! Arată foarte bine. Și facem o bundiță. Ei bine, și acum ne facem sandvișulețe.
După cum arată, par proaspete. Sunt foarte proaspete. Bun, și acum hai să punem pe ele, da? Da? Trebuie să iei o feliuță așa. Mm-hmm. Perfect, știi, sunt că sunt bune și pentru curele de slăbire aceste rețete ale noastre și asta pentru că au indice glicemic mic, sunt produse cu indice glicemic mic, alunele și merele, bineînțeles. Gata, am terminat, uite ce bine arată. Ai, ce bine arată. Nu, e chiar bun. Adică, acum nu, chiar nu o spunem pentru cei de acasă. Spune delicios. Tu. Nu? E delicios. Când ai mânca? Dimineața, nu? Dimineața se potrivește mai mult. Da? Dimineața? Noi pe masa noastră. Ce înseamnă asta? Păi eu cred că înseamnă că avem o nouă rețetă, un nou desert. Care s-ar numi, îți spun eu în original, verina cu ghimbir. Cum o traducem pentru publicul larg, că sună așa? Păi ar merge desert cu, văd că sunt cereale, desert cu cereale și cremă de ghimbir. Ce zici? Sună bine, sună bine. Uite, haide să ne apucăm de treabă. Avem de curățat câte ceva, ghimbirul, să-l radem așa frumos. Avem nectarine. Este un desert care se face cu caju. Caju trebuie muiat 4 ore înainte, ca să fie cremos. Așa cum ai spus, avem cereale. Un desert la fel de ușor de făcut. Se poate mânca la micul dejun, deci înainte de a pleca la școală. Repede, dacă ți-ai făcut desigur crema ceva mai devreme sau chiar de cu seara. Dar e bine să o faci înainte de a o servi pentru că se face repede. Haide să încercăm. Uite, eu am să stai ghimbirul și o să te rog pe tine să razi. Ok, pe care răzătoare? Asta micul. Uite, vezi, punem un strat de cereale, un strat de cremă, încă un strat de cereale. Ce zici? Deci două de cereale, două de cremă. Da, da, și pe deasupra putem cereale și tăiem niște nectarină. Arată bine, mie îmi place cum facem arată. Unul cu modelul ăsta, unul cu celălalt model. Cum vrei. Ajunge. Ne ajunge, că avem destule. Gata? Da. Da, mergem să facem, gata. Thank you.
pot să rezist să nu fac această minunăție de bunătate, de... Știi ce urmează? Ce urmează? E cu portocala. E cel puțin, se numește așa, ciocolată. E un must de ciocolată. Dar n-ai... Must? Nu must, must. Mus de ciocolată. E o cremă la pahar în care o să punem, n-o să știi ce, dar îți spun eu, banană. Surprinzător, avocado. Îți place avocado? Nu prea îmi place, dar amestecat cu ciocolată trebuie să-mi placă. Trebuie să-ți placă, asta zic nu și eu. Pudră de roșcove, sirop de agave și vanilie și ce să mai... O grămadă de ingrediente, nu prea multe, dar suficiente ca să ne facă un mus de ciocolată delicios și când mergi acasă în bucătăria ta să le faci surpriză părinților. Da, chiar așa am să fac. Într-o duminică dimineață chiar ar fi bun un mus de ciocolată. Bun, hai să trecem la treabă și asta se face foarte, foarte repede. Mai întâi curățăm bananele. Așa o să fii vedetă și la bâlbuțe. Pune eu ăsta, da? Draga mea, să știi că arată bine, arată ca musul de ciocolată, numai că s-ar putea să gustul ăsta să nu-l recunoști. Dar vedem. Vedem. Cum ia este bun. Da, uite cum arată. Să nu luăm concluzie când îl vedem, ci când gustăm. Să punem și în acesta. Puțin așa. Și urmăm cu puțină portocală. Contează că este alt gust. Trebuie să mă obișnuiești cu alte gusturi. Exact. Nu numai cu gusturile mele. Ia să vedem. Te rog să servești din ce am făcut amândouă. Să dai ok-ul. Ia să vedem. Îți place? Dacă ne place. Chiar că e delicioasă. Am făcut o părere destul de rea, dar acum chiar îmi place. Uite, acum noi ne despărțim aici și la punctul acesta la emisiunii cu tot trebuie să... Din păcate. Din păcate, dar spune-mi mai vii, ți-a plăcut? Păi mi-a plăcut, s-ar putea să mai vin. S-ar putea, dar faci acasă ce ai făcut cu mine aici? O să mă străduiesc dacă am timp, că sunt cu școala, sunt cu joaca, totuși mai trebuie să mă joc și eu, nu numai să fac teme. Și să gătești. Și să gătesc. Clar, clar. Bine, uite, mie mi-a făcut mare plăcere că ai fost și aici mie. Și te mai aștept în bucătăria noastră și ori de câte ori te uiți pe calculator, dai like. Bine, la revedere! La revedere! Îmi place când partenerii noștri se gândesc la noi. E bine, salonul Acadoro s-a gândit să declare luna martie, luna Salerm, luna produselor Salerm, așa că 5 vouchere vin către bucătăria Trăiește, Gătește cu Dragoste pentru doamnele care doresc și, bineînțeles, răspund la o întrebare, concurs și
Bineînțeles, doresc să viziteze acest salon și să realizeze unele tratamente faciale, mai ales anti-rid. E bine, întrebarea concurs este foarte simplă. Care este numele micuței vizitatoare? Aș spune, este o mică fană a emisiunii Trăiește, Gătește cu Dragoste. Cum o cheamă? Ei da, acesta este concursul nostru, este o întrebare simplă. Cum o cheamă pe fetița care astăzi, timp de 3 rețete, a stat în bucătăria Trăiește, Gătește cu Dragoste și, ce să spun, i-a plăcut, se duce acasă și va mima un studio de bucătărie în toată regula și produsele vor fi adevărate, ați văzut, pentru părinții ei. Minunat copil și cu siguranță părinții trebuie să fie încântați. Așadar, scrieți-ne răspunsul la această întrebare și, bineînțeles, 5 dintre voi vor putea să beneficieze de luna martie, luna Salerm, la salonul Acadoro. Cui nu-i plac dulciurile sau cui nu-i place să aibă multă energie? Ia spuneți-mi și deseori le punem în relație, mănânci dulciuri prinzi energie și o poftă de viață extraordinară. Ei bine, rețeta pe care vreau să o fac mai departe este rețeta unui baton energizant. Are tot felul de ingrediente care mai de care, care să ne producă această energie. Este ușor de făcut, așa de ușor încât poate să facă și un copil. Pentru rețeta noastră folosim migdale, dar după ce le-am pus la moiat cam 8 ore. Desigur, în mod normal ar trebui să avem amigdala decojită, însă e foarte dificil. Dacă avem răbdare și timp, putem face lucrul acesta, mai ales după ce au fost înmuiate, se desfac destul de repede, dar dacă ai depus vreo 300 de grame, e un castron generos, așa că pe mine nu mă deranjează și dacă pun așa întregi. Punem alune de pădure, desigur și pe acestea le-am înmuiat, punem merișoare, stafide, punem chia, punem cocos, fulgi de cocos, smochine, baton energizant, suntem atenți așa la calorii, facem niște dreptunghiulețe, așa, numai bune de dat copiilor. Și dacă sunt și în preajma voastră, atunci cu adevărat puteți să-i luați ca mână dreaptă. Copiii sunt atât de drăguți atunci când încep ei să cântărească ingredientele și să deguste și dintr-o dată devin mai maturi când simt că au această responsabilitate în bucătărie alături de voi. Haideți la treabă, ce atâta vorbă, mereu mă iau cu vorba când îmi dau seama că trebuie să fac rețeta. Începem să punem din ingrediente, eu am aici și cântar la Thermomix, așa că voi cântări 300 de grame de migdale. Alune de pădure, 50 de grame. Iau și fulgi de cocos, 70 de grame. Punem și 25 de grame de chia. Gata. 70 de grame de stafide. 100 de merișor și 70 de smochine. Pun compoziția pe o foaie de copt, după care mai pun o foaie de copt și cu un sucitor încerc să fac o uniformizare. În mod normal se pune și pudră de guarana, dar are cofeina și eu nu o pun. Mi se pare deja că este energizantă cum toată compoziția. În momentul în care vom apăsa așa, se va și închega. Îl înfășor și îl dau 30 de minute la rece. Gata, au trecut cele 30 de minute. Scot de la frigider și încerc să fac batoane individuale așa.
facem și să le împachetăm. Astăzi am gătit delicii ro-vegan, adică nu am folosit deloc focul și am putea spune că sunt așa de ușor de făcut încât și un copil de 90 ani poate să facă aceste delicii. Așadar, dacă v-am dat idei, atunci nu trebuie să le faceți pe toate odată, ar fi dezastru pentru că vă dați seama câte calorii sunt aici. Însă, din când în când, când aveți timpul necesar și toate ingredientele, e bine împreună cu copilul, cu fetița sau acum se poartă și băieței mai sunt prin bucătărie, puteți face aceste rețete. Încă o dată, se fac foarte, foarte repede, sunt delicioase și cred eu că mai omorâm monotonia în bucătărie. Așa, știți, câteodată trebuie să mai schimbăm rețetele cu care suntem obișnuiți. Vă doresc succes și scrieți-mi, spuneți-mi, împărtășiți cum v-au ieșit și vouă rețetele acestea. Numai bine! Să nu uiți că avem și o pauză de reclamă și o să povestesc ceva separat. Așa că... Palme, dubla una. Dubla una. Gata? Bine v-am găsit, dragele mele. Ce zici, încercăm? Da. Ia să vedem. Nu. Uite, vezi? Unul mănâncă. E corect. După nectarina, eu o curăț. Bravo! Super! Ce bine arată! Ce bine arată! Și trebuie să mai facem unul ca să mâncăm și noi, așa, niște porții. Niște porții, bineînțeles. Și oare, ca lumea, nu să ne înghesuim într-un mic păhărel. Asta îl filmăm deocamdată, da? Uh-huh. Ok. Sigur, puteți, dacă aveți răbdare, să... Ce faci? Nu, haide, serios. Nu avem cum să o lăsăm. Mulțumim că vă uitați pe canalele online sau de televiziune la emisiunea Trăiește, Gătește cu Dragoste. Ești conectat la rețetele sau delicioasele noastre mesaje dacă dai un simplu like paginii noastre de Facebook sau intri direct pe canalul de YouTube la Trăiește, Gătește cu Dragoste. Proiect cofinanțat din Fondul Social European din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.